Sâmbătă, 25 februarie, s-a desfășurat Cupa Mărțișorului în localitatea noastră. Au participat grupele de copii 2007, 2008, 2009 și 2010 de la echipele de fotbal Giarmata, Dumbrăvița și Atletico Timișoara, în timp ce echipa din Peciu Nou, invitată în cadrul evenimentului, nu s-a prezentat. Primul joc a început la ora 14:30, în timp ce ultimul a avut loc la ora 19:30. La final, copiii au fost recompensați cu câte o diplomă de participare. Clasamentul competiției. Grupa 2010, locul 1, Atletico, locul 2, Dumbrăvița, locul 3, Giarmata. Grupa 2009, locul 1, Dumbrăvița, locul 2, Atletico. Grupa 2008, locul 1, Dumbrăvița, locul 2, Atletico. Iar grupa 2007, locul 1, Atletico, locul 2, Giarmata, locul 3, Dumbrăvița.